Poți să-i transmiți ceva tatălui tău de sărbători? Tati, eu am primit o bicicletă. Și îmi doream foarte mult o bicicletă. Îi transmite emoționat și cu ochii licărind de bucurie tatălui său plecat să muncească peste hotare. Pe Sorin l-ați cunoscut în prima ediție a campaniei Copiii de la sate. Ne povestea atunci, printre lacrimi, cât de greu este fără tata și că de Crăciun și-ar dori, printre altele, și o bicicletă. Toți prietenii lui au, doar el nu. Cum e când pleacă tata? E greu? Ți-e dor de tati? Altceva? Ce ți-ai mai dori de Crăciun? Ce bicicletă, tata vrea. Ce anume? O bicicletă. N-ai bicicletă? Familia Geantă din Micșunești Mari, din județul Ilfov, are 3 copii frumoși și cu minți. Stau cu toții în casa bunicilor, care la rândul lor sunt bătrâni și bolnavi. Tatăl lucrează ca șofer pentru o firmă care face transporturi în Europa. Bănuții câștigați, care nu sunt mulți, dar totuși e o sumă mai mare față de cât primea în țară, le ajung să supraviețuiască. Ca și anul trecut, din păcate, tatăl nu va petrece sărbătorile de iarnă alături de familie, ci într-o parcare în altă țară. Deci dumneavoastră trebuie să aveți grijă și de copii și de părinți. Mai ales atunci când pleacă soțul câte două luni, sunteți chiar singurică cu toată casa și vă e foarte greu. Mai pune unul. Plâng copiii după tata? Mami, mami, de ce? Dar în... Ea de fiecare dată când am plecat, ea a dormit. Adică... Am pus-o să adoarmă, pentru că n-am să simtă durerea aia. De-aia spune-mi, te rog, tu ce vrei de la Moș Crăciun? Vine Moș Crăciun anul ăsta? Ce zici? Nimica. M-a dus eu bomboane. Ți-a dus bomboane și anul ăsta nu mai vrei nimic? Da. De ce? Ce vrei tu să-ți aducă? Bomboane. Și cu ce te joci? Da. Și cu ce te joci tu? Nu vrei și o jucărie mică? Da. A, deci tot vrei ceva, ai ceva pentru moșul, da. Nu? O iubești pe mami? Da. Cum o iubești? Ia arată-mi. Uite și... Ești... Așa vei, și aici. Așa o pup și acolo și acolo, nu? Da. Uh-huh. E mami... Copiii au avut parte însă de o frumoasă surpriză în prag de sărbători. Mai mulți artiști, colaboratori ai emisiunii Magazin Folcloric, difuzată de Trinitas TV, nu au rămas indiferenți la lacrimile băiețelului cu ochi albaștri. Au dat o mână de ajutor moșului, iar Sorin a primit darul nesperat, bicicleta. Surpriza a fost una pe măsura așteptărilor. Mergem la familia Geantă, avem o surpriză pentru ei. Nici Sorin, nici Denisa, nici Florin nu știu care ajungem. Așteptăm să vedem reacții. Unde erai, Sorin? La patru, la joacă. A venit Moș Crăciun, Sorin. Ce crezi tu că avem noi aici? Spune... Nu știu. Sorin, cât de mult îți doreai tu bicicleta? Foarte mult. Și ce o să faci astăzi? Ia spune. Să mă plimb o grămadă cu ea. Nu aveai bicicleta, așa-i? Nu. Și dacă nu aveai bicicletă, ce făceai tu pe drum? Când te-am întâlnit noi, erai pe drum. Ce făceai? Mă plimbam. Așa, singurel, nu? Da. Da, acum că ai bicicleta, cum o să fie? O să mă plimb cu băieții, că toți are bicicletă. Numai tu nu aveai, nu? Da. Mămica s-a așteptat la o asemenea surpriză? Nu. Deci nu mai am cuvinte, nu... A venit moșul mai devreme, așa este? Da. Și vă mulțumim în suflet. Nu știu, n-am cuvinte. Și e nou-nouță, să știi, da? Mami, să foarte mare! Ia să vedem. Știi să mergi pe bicicletă? Da. Știi, nu? Deci nu o să fie o problemă pentru tine.
Dar cum arată bicicleta acum că ai văzut-o? Cum e? Foarte frumoasă. Merge bine bicicleta? Da. Super, da? Da. Ia spune-mi, ce o să faci tu toată ziua, Ziulica? Mă plimb cu ea. Deci nu mai stăm în casă la desene, așa este? Da. În aer liber, la mișcare? Da. Cine crezi tu că ți-a adus bicicleta asta? Moșu. Moșu, așa-i? Da. Înseamnă că ai fost extraordinar de? Cuminte. Și că a auzit el că un băiat cu ochișori albaștri, extrem de frumos și de cuminte, vrea o bicicletă ca să stea mai mult afară, nu? Da. Deci există Moș Crăciun? Da. Nici drăguțele surori nu au fost uitate. Au primit și ele un dar de suflet de la moșul, care, se pare, anul acesta a ajuns un pic mai devreme. Îți place, Denisa, ce ai primit? Da. Ce-ți place mai mult, păpușica sau... Amândouă. Aveai jucării? Nici păpușică nu aveai? Ia să văd. Flori, ia spune-mi, tu ce ai primit? Ce arată-l? Haide. Desfacem păpușica? Da. Jucăria de plus cine e, știi? Cine, mă? Cine? Tweety? E bebeleu. E bebelușul tău. Ia să văd, ți-e drag? Cât de drag îți este? Da, și bubăl. Și o să faci nani cu el? Da. Cum faci tu nani? Ia să văd. Și două mușerche, două ochi. Așa te face. Pe păpușica ta cum o să o cheme, Flori? Ia să vedem. Frumoase. Frumoasa, da? Uite, a mea e ce frumoase. E frumoasă, da, mă. Ajutoarele lui Moș Crăciun au avut și un mesaj de suflet pentru cei trei copii frumoși. Cine crezi că ți-a adus astea? Cu cine crezi că m-am întâlnit eu pe drum? Nu știu. Cineva cu barbă albă? Moșu, dar să știți voi că cineva l-a ajutat pe moșu să ajungă la voi. Vreți să știți cine? Sorin, tu vrei să știi cine l-a ajutat pe moșu să îți aducă bicicleta? Da. Hai să vă arăt. Salutare copii, salutare Flori, salutare Denisa, salutare Sorin. Mă bucur mult să vă cunosc prin intermediul acestui mesaj. Mi-a spus moșul că sunteți copii foarte cuminți. Ca drept dovadă v-a trimis un cadou foarte frumos, să vă bucurați de el. Și sunt convins că pe viitor, prin munca voastră, prin faptul că o să fiți foarte dedicați la școală, o să primiți multe, multe, multe cadouri, pentru că meritați, dar trebuie să fiți cuminți în continuare, că aveți grijă de voi și sunt convins că viața voastră o să fie așa cum vă doriți. El e unul dintre ei, dar să știți că au mai fost câțiva. Sunt artiștii noștri de muzică populară, de la Magazin Folkloric, de la emisiune. Salut! Salut Flori, salut Denisa, salut Sorin! Ne bucurăm din suflet că a ajuns Moș Crăciun la voi cu bicicleta mult dorită și vă salutăm cu drag! Vă pupăm! Sărbători frumoase! Ia spune, tu ai un mesaj pentru ei? Da. Ia spune, ce spune? Că le mulțumesc foarte mult. Cât de mult a contat acest dar pentru tine? Foarte, foarte mult. O să ieși de acum cu prietenii și o să te plimbi cu bicicleta? Da. Și ce trebuie să mai faci? Hai să ne gândim. Să fim cum? Cuminți. Așa, să fim responsabili la școală, nu? Da. Și să mergem și la biserică, nu? Da. Că uite, un ajutor al lui Moș Crăciun a fost și părintele. Dacă nu era părintele, n-ajungeam la voi. Așa este? Da. Mulțumim celor care se gândesc și la cei aflați în nevoi, la cei care au Crăciunurile un pic mai grele și mulțumim că au făcut posibilă această mare bucurie a acestei familii, că vedeți ce sincer și curat s-au veselit copilașii și Sorin și Denisa și Flori. Parcă a intrat așa lumina în casa lor,
odată cu bicicleta și celelalte daruri pentru ei. Copiii chiar sunt activi la activitățile pe care le-am făcut cu parohia. Copiii sunt totdeauna prezenți, se implică. Denisa foarte frumos vine la colinde, cântă. Au venit și la o frumoasă activitate de chitară pe care am făcut-o cu ocazia Zilei Naționale și tot așa s-au bucurat foarte mult și Sorin și Denisa, au fost și ei acolo prezenți și au cântat cu toți ceilalți copii frumos. Și pentru ca masa de Crăciun să fie plină, familia Geantă a primit în dar și un pachet cu alimente de la Crucea Roșie. Uitați, aveți aici un mic ajutor din partea Crucii Roșii pentru sărbători, ca fiecare de sărbători să aibă mesele îmbelșugate și binecuvântarea lui Dumnezeu, Doamnește. Fetița cea mică, Flori, s-a bucurat din plin de fiecare lucru. Un copil curat, care știe să prețuiască orice gest de bunătate. Ce-a primit fetița acolo, papa bun? Da. Ce mami aici? Ia arată. Ce e aici? Ba, biscuiți. Cu ce vrei să mănânci? Asta e. Ce-ți face, mami? Cu Cu ce-ți face, mami? Cu lapte. Cu lapte? Da, cu lapte. Și cu cereale. Și cu cereale, da? Cu lapte. Da. Îți face, mami. Crăciun este o perioadă când, într-adevăr, oamenii se gândesc mai mult la ce aflați în nevoie și la Dumnezeu. Dar foarte frumos spunea o doamnă de la Institutul Fundeni, de la o secție de oncologie, care ajuta acolo în spital, că ar fi bine și în restul timpului. Deci tot timpul să avem grijă asta pentru cei aflați în nevoie și să avem tot timpul inima îndreptată către cei care au nevoie de ajutorul nostru. Pe mama am văzut-o mereu în lacrimi. Când copiii tăi sunt fericiți, nimic nu mai contează. Ne-a spus Andreea bucuroasă că moșul a ajuns și la ei. Cum o să o chemi, să vedem? Barbie. Barbie? Bravo! Dar la cățelușii punem un nume? Da. Cum îi punem? Max. Max? A fost o mare surpriză. Părintele mi-a spus dacă sunt acasă, atât. Și nu mă așteptam. Și nu știu, mulțumesc. N-am cuvinte, vă mulțumesc din suflet pentru bucuria asta. Și nu ne așteptam, dar aș dorea copiii, deci simt eu că e altceva. Aveați pregătirile făcute pentru sărbători? Nu. De ce să spun că da? Nu, încă nu m-am pregătit de sărbători. Urmează. Dar acum aveți un start bun așa și un alt elan așa? O altă pornire. Important e să-i văd pe ei fericiți de sărbători. Ar fi ajuns moșul mai greu? Nu cred că ajungea deloc moșul la ei anul ăsta. Nu ajungea, sigur nu ajungea. Dar o mulțumim foarte mult. Ce face soțul acum? Unde este? E pe Norvegia. Și sărbătorile unde să le petreacă? Tot acolo. Depinde, în altă țară, dar... Da. Și a reușit să vă trimită ceva bănuți pentru sărbători? Acum nu. De-aia am zis că urmează. Până de sărbători, până de Crăciun, să mă duc și eu la cumpărături, să le mai au ce trebuie. Oricum aveți o parte asigurată acum, așa că v-ați liniștit puțin. Da. Dumnezeu acolo sus vă iubește. Dumnezeu, da, Dumnezeu. Ai un mesaj pentru copii de Crăciun? Da. Ce le urezi? Sărbători fericite. Nașterea Domnului cu bucurie, să ne aducă pace și bucurie în suflete și să fie mai multă dragoste între oameni, pentru că este nevoie. Gesturile mici aduc bucurii mari. Ar trebui să înțelegem asta, să prețuim asta. Dar poate cel mai valoros lucru pe care ar trebui să ni-l reamintim acum de sărbătoarea nașterii Domnului este că ceea ce vine din suflet contează în primul rând. Deci să avem sufletul curat și inima bună. Sărbători cu pace! Da? Pa! Pa, Flori! Pa! Te iubesc și te pup. Hai, și eu te iubesc. Să fii cu minte, da? Da. Bine, pa! Pa!